Dragi cetățeni ai orașului Slănic Moldova, întrucât distanțarea asta impusă de legislația actuală nu dă posibilitatea să am întâlniri cu dumneavoastră și pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți plecați din localitate, mă simt nevoit să fac aceste materiale filmate și să le pun în așa fel încât cetățenii din localitatea noastră și nu numai să fie informați corect despre ce s-a întâmplat în localitatea noastră în acești 4 ani în care eu am fost primarul localității. În primul rând vreau să vă spun de la început că am găsit localitatea fără cap și fără coadă, cum se spune pe românește, fără un plan de investiții, fără un plan de atragere de fonduri europene. Străzi necadastrate. Nici o stradă din Slănic Moldova nu era cadastrată la momentul la care am venit eu. Fără a fi puse în funcție obiectivele cu care se mândresc în ghilimele vechii conducători ai localității, respectiv ANL-ul construit în 2010 o scară și în 2011 în martie a doua scară. În 6 ani de zile până au plecat de la primărie, nu le-au pus în funcție. Săli de sport, amândouă săli de sport nepuse în funcție. Aceste poduri de pe Valea Stănicului construite pe PNDL nepuse în funcție. Mai avem și astăzi litigii. Mai mult, Casa de Cultură, vestita Casa de Cultură, pentru care s-a angajat Consiliul Local și primarul că va construi acolo o sală de spectacole, niciun ban pus deoparte, nici un început. Bazinul de not, la fel, fără, el a fost construit de CNI, dar fără să se aloce în 7 ani de zile nicio sumă de la bugetul local, măcar pentru curent electric, pentru gaz, pentru a amenaja acolo în exterior spațiul respectiv. Mai mult de atât, dragi cetățeni, am găsit datorii imense pe care eu vi le-am comunicat, dar o să le vedeți și pe ecran, pentru că ele o să fie puse și vreau să fiți vă asigur că toate aceste cifre sunt corecte și veridice. Nu am pus nici, încă sunt anumite datorii pe care nici nu le-am trecut acolo, datorii mai mici. În felul acesta vreau să abordez finalul de mandat, să abordez raportul meu anual. Nu vreau să vă lăsați influențați de bârfele care circulă și de comentariile de cele mai multe ori făcute de persoane neavizate vis-a-vis de activitatea mea. Vă asigur că tot acest mandat a fost o luptă. În toată această perioadă am luptat să rezolv multe situații, cele mai multe le-am rezolvat, mai avem probleme de pus la punct, dar gândiți-vă că a trebuit să lucrez de multe ori pompieristic, pentru că venea executorul, ne executa contul, voiam să facem ceva, nu aveam din ce, mai veneau toate problemele peste capul nostru. Mai mult de atât, știți foarte bine că de a doua zi de mandat am fost contestat, nu am fost ajutat cum ar fi trebuit, Să fiu ajutat, pentru că este o continuitate. Lupta politică este doar o luptă pentru a accede la putere, dar din momentul în care cineva accede la putere, trebuie să fie ajutat. Și această normalitate, să spun, nu s-a întâmplat la Slănic Moldova. La Slănic Moldova mi s-au băgat bețe în roate. După 9 luni de zile, după aproape 9 luni, au strâns semnături, au declanșat un referendum împotriva mea să mă suspende, când eu nu mai conteneam să strâng bani și să plătesc datoriile moștenite și să încerc să rezolv problemele localității Slănic Moldova. Aș vrea să vă spun despre litigiile juridice pe care le-am găsit, despre faptul că foarte multe probleme nu s-au putut rezolva nici în ziua de astăzi și încă mai sunt, vă dau un exemplu, doar accesul la 3 terenuri de la izvoare, pentru care suntem în instanță de 2 ani și jumătate și care încă nu a intrat pe fond, anumite probleme pe care nu le-am putut rezolva și din cauza factorilor externi, în sensul în care nu întotdeauna poți să faci foarte repede ceea ce ți-ai propus. Suntem astăzi la momentul adevărului și vă asigur că imediat, în zilele următoare, vă voi prezenta
în fiecare zi câte un material despre fiecare capitol în parte. În așa fel încât dumneavoastră să trageți concluzia dacă eu împreună cu echipa mea în această perioadă am muncit și am făcut ceva pentru Slăniceni, pentru localitatea noastră sau, așa cum fără jenă, cei care au condus mai bine de 12 ani localitatea Sănii Moldova, aș spune că chiar dacă nu au fost acolo la butoane 26 de ani până în 2016, din 89, ei au fost la putere în Sănii Moldova. Și nu le este jenă să recunoască că nu au reușit, nu au știut să facă această localitate să se dezvolte sănătos, au știut doar să-și însușească de cele mai multe ori abuziv anumite bunuri, să nu-și plătească datoriile, să facă aproape că au lucrat împotriva, chiar dacă pe față nu se vede, în spate au luat decizii care i-au favorizat pe ei, dar simultan cu această situație au defavorizat, au tras în urmă localitatea. Nu este posibil ca un slănician care s-a născut și a crescut acolo să nu lucreze cu sufletul pentru localitatea lui. Și nu este posibil ca un slănician să vadă înaintea interesului personal, să vadă interesul public. Eu așa am lucrat, am văzut interesul public în toată această perioadă și vă asigur că pot să vă fac dovada oricând a corectitudine mele, a disciplinii pe care eu am impus-o și, bineînțeles, a profesionalismului cu care eu am condus această localitate în această perioadă.